Un copil de numai 10 luni a decedat în drum spre spital, iar al șasea au suferit o sperietură zdravănă după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat într-o curbă. Totul s-a întâmplat aseară pe traseul Chișinău-Bender, în apropiere de satul Calfa, în Anenii Noi. Potrivit poliției, la volanul automobilului se afla un tânăr de 20 de ani, care pe lângă cei 7 copii mai avea ca pasager o tânără de 27 de ani. Șoferul avea doar o zi de când își luase permisul auto. În urma incidentului, mașina a fost proiectată în afara șoselei și a ajuns într-o prăpastie. Ajunși la fața locului, medicii i-au acordat primul ajutor fetiței de 10 luni, însă aceasta a murit în drum spre spital. Ceilalți copii, cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani, au scăpat cu răni ușoare. Acum, șoferului cu pricina îi va fi deschis un dosar penal pentru omor din culpă.